Bună, dragilor! Sunt Oana Ioniță. Este prima oară când suntem live pe ambele canale de socializare și pe Facebook și pe YouTube de data asta. Astăzi am zis să discutăm o temă foarte mult abordată în ultima perioadă, chiar și la știri, chiar și în mediul online, dar și pe stradă și în parc și peste tot. E vorba de alienarea parentală și nu putem să facem lucrul ăsta mai bine decât cu domnul avocat Paul Turbecheanu, care astăzi e lângă noi. Mă simt ca noi misiune, dar trebuie să fim relaxați. A, da? Dumneavoastră sunt gata. Eu sunt gata relaxat. Tot în regulă. Mă bucur că m-ați invitat și mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, e o temă interesantă, e o temă care mă afectează și pe dumneavoastră, e o temă care afectează foarte multă lume. Și încă o dată, mulțumesc pentru invitație, încercăm să popularizăm de mai mult faptul că avem o reglementare pe această chestiune, faptul că încercăm să rezolvăm aceste situații de înscăinare părintească. Deci este o lege care s-a dat în 2004, apoi s-a revenit anul acesta, datorită dumneavoastră, legea 123/2024 de anul ăsta. Este o lege care, zic eu, că ajută mulți părinți, mulți copii, în primul rând, să înțeleagă fenomenul și apoi să ia măsuri. Eu, când am făcut postarea pe Facebook, am punctat niște lucruri care am zis că sunt cele mai importante faze, trei faze care cumva te ajută să conștientizezi ce se întâmplă. Și atunci când știi în ce situație ești, poți să iei și o decizie. Adică sunt o grămadă de cazuri și părinți care mi-au scris și de fiecare dată când am încercat să fac un live vorbim despre, nu știu, viața în pași, despre podcast, despre evenimente, despre orice, lumea a venit și a revenit către mine și m-au întrebat ce noi suntem în aceeași situație, ce putem să facem, cum putem să procedăm, ce măsuri trebuie să luăm. Pentru că sunt foarte mulți oameni care își pun întrebările astea. Și atunci am zis că cele trei faze importante este prima, conștientizarea, să știi dacă ești într-o situație de alienare parentală, că ești bărbat sau femeie, că ai divorțat sau că treci printr-o despărțire și atunci copilul este alienat din partea de partea celuilalt părinte. Apoi, după conștientizare, am zis că prima e recunoașterea, că îți dai seama ce ești, după aia conștientizarea și atunci îți dai seama că ești în situația și trebuie să iei niște măsuri. Și ultima ar fi manifestarea propriu-zisă, prin lege și prin măsuri din astea. Își ia un avocat, faci o terapie, încerci să înțelegi ce ai putea să faci ca să te apropii mai mult de copilul tău. Corect. Da, situația de înscăinare părintească, în general, încep destul de ușor. Părinții, în general, nu-și dau seama imediat faptul că se întâmplă ceva, faptul că relația bună pe care o au cu copilul lor înainte începe ușor-ușor să se degradeze și mai ales nu-și dau seama că această degradare este cumva indusă de către celălalt părinte. Implicit sau direct, intenționat sau nu, la un moment dat, dintr-o relație normală, pe fondul obiceiului unui conflict, de regulă pe fondul unui divorț sau unei alte înțelegeri referitoare la relația de cuplu, unul dintre părinți încearcă și începe o manipulare efectivă a copilului, astfel încât copilul să ajungă să prefere doar pe el și mai puțin pe celălalt. Și manipularea asta vine dintr-un anumit fenomen sau dintr-un anumit factor. Poate să fie un părinte narcisist, de exemplu, sau un părinte care este gelos, sau un părinte care a suferit foarte mult din cauza despărțirii și atunci trebuie să îl facă să sufere pe celălalt părinte prin intermediul copilului. Corect. Cele mai multe ori se întâmplă asta? Sau? Da, nu e corect. În principiu, părinții care înstrăinează au credința sinceră că este preferabil ca acel copil să aibă o relație mai proastă cu celălalt părinte, mai diluată cu celălalt părinte. Motivul pentru care putea să crezi treaba asta variază. Da, uneori este și o problemă de răzbunare de cuplu, uneori este doar o chestiune pur și simplu, vreau să dețin control pe mai departe al familiei. Da? Alte dăți, pur și simplu ai credința că celălalt e un părinte suboptim. Deci chiar nu e preferabil pentru copil să interacționeze prea mult cu celălalt, pentru că celălalt are tot felul de valori parentale, are tot felul de idei parentale cu care tu nu ești de acord. Și atunci, asta este ceea ce ajunge să conteze pentru tine, faptul că trebuie să-ți crești copilul fără prea multă influență din partea celuilalt, la înstrăinările serioase și grave, dacă se poate fără niciun fel de influență asupra celorlalți cu privire la copilul. Adică toată creșterea și educarea se reprezintă amprenta ta proprie și personală și asta e preferabil pentru copil. Sunt situații în care părintele se schimbă părerea și consideră că celălalt părinte suferă suficient de mult și ar trebui să existe o
o înțelegere și procedează în direcția asta sau de obicei când este vorba de alte, în general cu cazurile cu care v-ați întâlnit, părintele merge până la capăt și îl face să sufere pe celălalt prin intermediul copilului? Da, părerile parentale sunt în general foarte rădăcinate. Sunt mai rădăcinate decât, nu știu, opțiunile politice sau clubul de fotbal preferat pe care îl susțin. Da, pentru că este foarte subiectiv, foarte personal. Da, și atunci dacă eu cred că, de exemplu, copilul meu trebuie crescut într-un stil ultra-democratic, da, în care tot ceea ce impun copilului, de fapt, nu este o chestiune impusă, este o negociere cu el și așa mai departe, trebuie să-i ofer libertate. Dacă eu asta cred că este singura variantă de creștere a copilului meu, iar celălalt părinte, să zicem, are un stil ceva mai autoritar, ceva mai sever, este mult mai strict cu regulile și așa mai departe, mie mi se pare că celălalt nu trebuie să-și pună niciun fel de amprentă asupra creșterii copilului. Și atunci, pe termen lung, nu voi reveni niciodată asupra acestei idei. Efectiv, nu voi reveni niciodată. Sunt foarte multe situații de însemnare părintească pe criterii absolut ridicole. Copilul, când se duce la celălalt părinte, în casa respectivă se fumează. În casa respectivă, uneori se bea alcool, seara, bea. Uneori vin niște prieteni gălăgioși ai părintele respectiv. Cum să-mi trimit copilul acolo? Pe așa se cresc copiii. Adică astea sunt motivele care sunt foarte des invocate, în mod evident sunt absolut ridicole. Nu ar trebui să ajungă pentru astfel de chestiuni la situații în care copilul mai vrea să meargă la părintele, echipurile care fumează pe așa de prieteni gălăgioși. Dar din perspectiva părintelui care înstrăinează, astfel de chestiuni sunt extrem de importante. Sunt apocaliptice, dar dacă copilul mai e trimis acolo, nu știu, cumva creșterea și educarea lui e periclitată. Cumva el încearcă să găsească tot felul de tertipuri prin care îl amendează pe celălalt părinte. Da. Da, e foarte critic. Nu există decât criteriul perfecțiunii, dar din perspectiva mea. Adică... Da, de asta mă lovesc și eu. Și, nu știu, dau un exemplu, că s-a culcat mai târziu și a doua zi n-a fost tot timp de școală. Da, sunt copii care merg la botez, la nunți, la... Adică că sunt într-o familie, te lovești de situații de genul ăsta, copii care ajung după o piesă de teatru, după un festival, după se duc la, nu știu, Antoli sau se duc la diverse manifestări din astea, deci ajung seara la 11 noapte, a doua zi, într-adevăr, sunt mai obosit, dar se ajung să se odihnească, nu știu, sunt tot felul de lucruri care ajung să fie acuzat unul dintre părinți pentru ceva care înainte nu se întâmpla. Da, bineînțeles. Adică iar copilul se schimbă foarte mult vis-a-vis de celălalt. Ajunge să nege, ajunge să nu-și mai dorească, să mănânce, să iasă, să vrea să facă orice. Și atunci un părinte, cel care este în postura nasoală, cum să zic așa, ajunge să se enerveze, frecvent, să iasă, să-și iasă din... Mie mi se încerc de fiecare dată să nu mă să... Nu. Și nu mai poți să te impui, pentru că atunci terapeutul spune nu, trebuie să dai tot timpul iubire și trebuie să fii iubire și trebuie să tot timpul să... Și nu mai poți, câteodată simți că nebunești, pentru că nu ești ascultat. Și în mod normal un părinte ce face? Îl ia de ciup sau îi zice, bă, aia sau nu știu ce, să începe să răstească. E clar că există niște limite educative care funcționează atunci când nu există astfel de situații. Copilul dacă este obraznic, copilul dacă este neascultător, copilul dacă nu este politicos cu adulții pe stradă, evident va fi corectat într-o formă sau alta. În scop educativ. Da, în scop educativ, adică nu e o chestiune. Da. E pur și simplu de o chestiune de corectare a propriului comportament. Într-o situație de înstrăinare părintească, într-adevăr, e foarte greu să faci treaba asta. În toate situațiile de ce sunt rele situațiile de înstrăinare părintească? Nu sunt rele pentru că rănim sentimentele unei dintre părinți și părintele respectiv adult va suferi că nu mai are mult acces la copil. Și asta e o componentă importantă, da. Dar nu asta este motivul pentru care situațiile astea sunt problematice. Ele sunt problematice pentru că o situație de înstrăinare părintească este un abuz asupra copilului. Îi modifică valorile, îi modifică personalitatea, îi modifică perspectiva asupra vieții într-un mod traumatizant până la urmă. Un copil într-o situație de înstrăinare părintească nu mai poate fi corectat, așa cum bine ați menționat. Adică el devine la rândul său oarecum narcisist. Devine la rândul său extrem de oportunist. Devine o umbră a celuilalt. Da, și el înțelege că, în esență, el controlează familia respectivă. Pentru că dacă are o relație proastă cu părintele înstrăinat și părintele înstrăinat încearcă să intervină, încearcă să interacționeze cu copilul, copilul are libertatea să fie obraznic, are libertatea să fie agresiv cu părintele respectiv. Da, da. Bineînțeles, ce trebuie să facă părintele? Răspunsul natural este o corectare educativă. Dar asta nu poate să funcționeze, pentru că automat copilul îți dă peste nas și spune la celălalt care nu încurajează. De și fapt, în asemenea, se întâmplă. Mai multe ori, la celălalt și părăște ce se întâmplă. Da, bineînțeles, în alianță cu el. În alianță.
Avem, Alexandra, avem întrebări de la... Momentan nu, cred că lumea stă și vă ascultă. Am vorbit destul de repede și am vorbit destul de complex multe lucruri care se pot întâmpla și, într-adevăr, sunt multe situații. Dar, cum zice domnul avocat Tudor Becheanu, cumva toate au un numitor comun. Și toate au cam aceeași, chiar dacă poveștile sunt diferite, tema e aceeași. Apoi, ideea de a reglementa ostenarea părintească în România a plecat dintr-o constatare repetată a unui fel de model de comportament care apărea foarte, foarte des, anumite elemente concrete. Adică părinții se aflau într-o situație de conflict, relația ambilor părinți cu copiii era bună până la un anumit punct și dintr-o dată relația aceasta se strica de regulă pe invocarea unei hiperbolizări a unei situații reale. Adică am auzit în dosare tot felul de lucruri de genul nu mai vreau să mai vin la tine pentru că de față cu mine la școală a înjurat-o pe bunica. Da? Deci există tot timpul un element care devine trăgaciu pentru reacția copilului la adresa părintelui respectiv. Elementul respectiv, situația respectivă, de fapt, are de obicei un sâmbur de adevăr, dar este complet hiperbolizată. Și este de obicei hiperbolizată intenționat de părintele care ne străinează. Adică copilul nu-i vine ideile singuri, nu le visează la noi. Sunt transmise. Cuvinte și fraze care nu avea de unde să le audă un copil și nu are cum să le audă de din altă parte, nici măcar de la o emisiune TV sau. Și se vede clar, se simte că lucrurile astea sunt impregnate de cineva, ori ascultă niște discuții fără să vrea, eu așa spun, dar de cele mai multe ori sunt spuse concret față în față, transmise direct către copil. E o situație foarte des întâlnită. Copilul se duce la părintele care urmează să fie înstrăinat și stă o perioadă cu el. Și în timpul perioadei respective, copilul este deja învățat cumva, este cumva deja acaparat de părintele care înstrăinează și se solicită copilului să rămână în contact telefonic permanent cu părintele respectiv. Adică, să se dea raportul. Da, să sune, să o dată pe oră, să sune telefonul, să schimbe trei vorbe, lucruri de genul ăsta. Bineînțeles că părintele la care copilul se află atunci, care l-are de obicei într-un program de relații personale care este limitat în timp, ok, va accepta această comunicare telefonică cu celălalt părinte, dar nu va accepta într-una, pentru că trece timp cu copilul respectiv, vrea să facă anumite activități. Și la un moment dat îi va spune copilului, îi va bloca această comunicare. Nu îi va permite 10 apeluri cu celălalt părinte în fiecare zi. Îi va permite unul sau două. Această situație, care este de altfel perfect normală și care oricum este sursa acestei chestiuni, este tot părintele care ne străinează, situația asta după aceea este transformată în motivul refuzului copilului. Copilul se întoarce la celălalt părinte și de atunci încolo nu mai vreau să mai vin la tine pentru că mi-este frică că nu o să mă lea să vorbesc cu celălalt părinte. Da? Când am fost la tine, am vrut să vorbesc cu mama sau cu tata și tu nu m-ai lăsat. Și mi-e frică că nu o să mă lea nici în viitor. Și mi-era dor de mama sau de tata și nu mai vreau să mai vin la tine că tu nu mă lea să vorbesc la telefon. Asta este o situație care, nu știu, cred că în jumătate din dosare se întâmplă treaba asta. Da? Adică această descriere, aceste situații, de fapt, este extrem de comună. Și care ar fi soluția? În principiu, un părinte care ne străinează nu poate fi convins că face un lucru în total detriment al copilului. Deci asta nu este o variantă. Singura variantă este să fie constrâns să respecte anumite dispoziții. Să respecte un program de relații personale sau să respecte timpul celălalt părinte cu copilul. Constrângere însemnând constrângere juridică, în esență. De asta așa a venit nevoia de reglementarea înstrăinării părintești, tocmai pentru că exista un instrument clar prin care atunci când un judecător constată o situație reală de înstrăinare părintească, să poată să oprească această situație prin instrumente juridice, în sens. Pe părintele care înstrăinează, am spus-o și mai devreme, nu poți să-l convingi. Adică e ca și cum mai convinge, cum știu, cineva care ține cu Steaua București să începe de mine să ține cu Dinamo. Adică asta are șanse mai mari. Decât să convingi un părinte care înstrăinează că ceea ce el face este în total detriment al copilului. Poate în mod repetat și dacă îi se spune de către mulți, cum a fost poate situația mea în care am ieșit public și am vorbit despre asta, și de multe ori se poate spune și ajunge la respectivul părinte că nu face, nu procedează corect. Dar de spus de 10.000 de persoane, poate cumva ajungi să faci o mică schimbare, dar nu să te schimbi definitiv. Este tot o variantă de constrângere, doar că nu e judiciar, e o variantă de constrângere publică, prin, nu știu, interacțiuni sociale repetate. Da? Ești făcut de rușine în mod public, de către cunoscuți, familie și așa mai departe și asta te face să te comporți diferit. E tot o modă de constrângere. Părinții care străinează vor rămâne cu ideea asta întotdeauna. Și vezi asta, de exemplu, din dosare. Sunt foarte multe dosare care au o durată de soluționare întinsă. Din păcate. Și pe parcursul dosarelor vezi, de exemplu, ceea ce reprezintă poziția procesuală a unui părinte care străinează. Adică ceea ce alege el să-i spună judecătorului. Da?
Întotdeauna va spune judecătorului cam aceleași lucruri. Da? Nu e o idee bună că acest părinte se implice în viața copilului, sau dacă se implică, implicarea trebuie să fie limitată, pentru că, și după aia, un șir de motive, în general, foarte, foarte superficiale. Și motive greșite pentru care celălalt părinte reacționează greșit, hiperbolizează toate lucrurile pe care acel părinte le face. Că nu-i dăm medicamente, că nu-l culcă la ora respectivă, că nu-i dăm mâncarea potrivită, că cumva cam totul este greșit din ceea ce face. Nu-i se dă încredere, nu-i se... pentru că asta pornește de acasă. Când ajungi acasă și îi spui copilului, știi că și mami te iubește, și tati te iubește, și amândoi te iubim și vrem binele. Ăsta ar fi mesajul ideal. Și atunci când părinții se despart, să plece la ideea în direcția asta. Dar nu se întâmplă în cazul alienărilor parentale și din păcate sunt mulți părinți și mulți care nu-și mai văd copiii. Și copilul ajunge să se dezvolte, suferă o traumă și apoi el își face o căsnicie din care au de suferit la rândul lor alte generații. Bineînțeles, este o idee foarte proastă să crești fără implicare activă din partea dintre părinți. Iar dacă părintele respectiv, în mod obiectiv să zicem, nu este părintele anului. Că nimeni nu e părintele anului. Deci toți părinții sunt cumva suboptim, ca și comportament. Suntem oameni. Da, exact. Deci nu există părintele perfect. Orice părinte, din când în când, va zbiera la copilul său. De cele mai multe ori degeaba. Dar se întâmplă. Nu, dar la modul real. Orice părinte va uita de oboseală sau de probleme de la muncă, eu știu, într-o seară să-i dea antibioticul, din 7 zile va uita într-o seară să-i dea. Sau, în preajma lui, copilul se va răni. Da? Va fi la locul de joacă și va cădea de pe tobogan sau mai știu ce. Astea sunt lucruri normale. Este o limită între ceea ce evaluăm ca fiind un comportament acceptabil pentru un părinte și un comportament complet inacceptabil, care într-adevăr necesită înlăturarea părintelui respectiv. Și care sunt situațiile astea? De exemplu, când intervine alcool, nu știu, drogurile, violența domestică? Da, deci, în general, noi avem înstrăinare părintească atunci când motivul pentru care copilul refuză să meargă la părintele chipul înstrăinat este un motiv justificat din perspectiva unui adult, nu din perspectiva unui copil. Copilul, prin definiție, va crede că e valid ceea ce el spune. Nu vreau să mă duc la tine, tată, sau nu vreau să mă duc la tine, mamă. Copilul va crede că are o justificare. Problema e cum evaluează un adult reacțiile copilului. Dacă din perspectiva unui adult copilul are dreptate, dar părintele respectiv l-a abandonat, nu l-a văzut în ultimii 3 ani din vina lui, părintele respectiv îl umilește, îl ceartă excesiv, dar deci nu sunt chestiuni normale. Sunt certuri fără niciun fel de justificare, comportament isteric, coleric la adresa copilului, umilire în public, la școală, lucruri de genul ăsta. Dacă, bineînțeles, este violent fizic cu copilul. Da? Ăsta este motivul pentru care un copil ar putea să refuză să meargă la părintele respectiv în mod valid. Adică e logic. Restul chestiunilor, încă o dată, lucruri de nuanță legate de principiile de creștere și educare ale copilului, astea sunt cel mai des folosite în situația de alienare parentală ca și justificare. Ce am spus mai devreme, da? Nu mai lăsa să vorbesc cu celălalt părinte la telefon. Ai zis, ai vorbit-o de rău pe bunica. Gata, nu vreau să mai am legătură cu tine. La tine în casă se bea bea. Da? Astea sunt lucruri absolut irelevante de fapt. Pentru că niciun părinte nu este perfect și pentru că astea nu sunt chestiuni care ar trebui în poate să constituie baza. Dar acum încolo, până cresc, am 10 ani, până la 18 ani, nu mai am nicio relație cu tine, dragul meu, tată sau dragă la mamă, pentru că uite ce se întâmplă. Deci, limita trebuie să fie niște abuzuri serioase, așa cum un adult le-ar vedea, nu cum copilul le vede. Dacă avem astfel de situații, nu este mai părintească, evident. În mod normal, când două persoane divorțează, există acea separare cu custodia comună și se presupune că un părinte, un copil rămâne, sau amândoi, rămâne la un părinte. În momentul în care celălalt părinte observă că copiii devin alienați și nu mai are acces la ei, cum procedează? Apelează la un avocat? Da, vorbim deschis. Când au un avocat imediat, avocații. Nu, în principiu, prima și cea mai bună soluție, în afara faptului că poate să vorbească cu prieteni, cu un terapeut, că până la urmă nu e vorba doar de terapeut, că sunt și prieteni care pot să-ți dea un sfat bun, să fii alături de copilul tău și să-l ajuți cât mai mult și să-l susții, să-l aduci mai aproape de tine. Dar de cele mai multe ori, măsurile legale sunt cele mai importante, cele care, cum a spus, constrâng celălalt părinte în a lua măsuri de și a lăsa copilul să participe la acțiuni, la să aibă timp cu celălalt părinte. Deci astea sunt două situații și e posibil ca părintele să-l și îl încurajeze, dar asta puțin mai greu. De obicei îi pune bețe în roate. Dar și în principiu ce se întâmplă ca și termen legal? Se depune o
se poate pune acțiune în instanță. Dar înainte de asta, că tot ziceați, ok, cum evaluez dacă copilul meu potențial ar începe să fie înstrăinat de celălalt părinte? Cum aș face evaluarea asta la primul moment? A căzut în live. Am zis cu internele, cum evaluez dacă e înstrăinat părintească? A căzut și Bluetooth-ul, dacă e să-l blochezi. Da, nu are nimeni nicio întrebare, pentru că ce sunt foarte mulți oameni care întreabă, sau femei, sau bărbați, care trec prin situația asta. Nu? Lumea ne ascultă? Ascultă cu interes, dar nu au curaj să pună întrebări. Dacă aveți întrebări și dacă aveți situații cu care vă confruntați, puteți să... Domnul avocat este aici. Da, consultanță juridică la ei. Adică... Da, poate să vă dea un sfat legat de cum puteți să procedați pe mai departe. Așa că deci, puteți să ne întrebați. Pe scurt, ok, cum încep, ca să spunem, cum încep să evaluezi la bunul simț comun dacă copilul tău începe să fie înstrăinat de celălalt părinte? Și prima chestiune, am zis-o de fapt, e la bunul simț comun. Deci, într-o situație de divorț, căzând între părinți, pleacă, natural copilul va simți o anumită loializare cu părintele cu care rămâne și va fi ușor distant față de celălalt părinte o anumită perioadă de timp. Astea sunt lucruri normale, cu toții le-am putea înțelege. Dacă se întâmplă mai mult decât atât, adică dacă după o perioadă de la separare copilul devine din ce în ce mai distant de tine, asta este un potențial indiciu că, în esență, se întâmplă ceva. Dacă celălalt părinte începe să folosească expresii de tipul eu las pe fiica noastră să vină la tine oricând dorește, dacă dorește, dacă nu dorește, n-am cum să o împing de la spate. Asta este o expresie preferată a părinților care alinează. Adică, eu aș încuraja copilul la maxim, dar dacă copilul nu vrea, n-am ce să-i fac. Asta e o expresie valabilă dacă copilul într-adevăr are un motiv valid, dar dacă pur și simplu nu s-a întâmplat nimic și tot copilul nu mai vrea, asta este expresia folosită în general de părinții care astrăinează. Bun, deci dacă observi deci o distanțare a copilului care nu, în mod, cum zic, obiectiv, nu găsesc nicio justificare în propriul meu comportament, sunt într-o situație de potențială, situație de înstrăinare părintească. Ce aș putea face, apelez la un avocat sau apelez la serviciile de protecție a copilului, prin legea de care ți-am mintit mai devreme, și atribuțiile direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului sunt mai... Greu. Adică eu am încercat și varianta asta, dar fără nicio bază legală și fără un... O hotărâre în direcția asta, serviciul de protecție nu o să facă, nu ia decizii, că nu cred că... Adică doar dacă sunt situații reale de conflict, de violență, de alte lucruri și atunci sunt sesizate aceste organe și iau măsuri. Vin la domiciliu părinților, văd dacă copilul este bine. Aceste servicii pot să monitorizeze programul de relații personale și pot să ofere părinților și copiilor un fel de servicii de, să zicem, terapie psihologică, dacă vreți așa, un fel de consiliere psihologică, se numește propriu-zis, dar e un fel de, efectiv, cum ar fi o terapie de cuplu, dar aplicată și relațiilor cu copiii. Aceste servicii de protecție a copilului, atunci când e vorba de monitorizarea programului de relații personale, aici, înainte să apelezi din prima, să zicem, la un avocat sau mai degrabă direct la o instanță de judecată, e bine să încerci pași mai măruți. E bine inclusiv să încerci să discuți cu celălalt problemă. De fapt, celălalt să aibă un comportament, să zicem, nepotrivit la adresa copilului, influențându-l fără să-și dea seama, doar pe fondul problemelor de cuplu. Deci e bine să o iei cu pași mărunți. S-au întâmplat situații în care cei doi au vorbit între ei și cumva au ajuns la un numitor comun fără a apela la instanță? Da, sunt situații de genul acesta. Sunt situații. Deci uneori, poate părinții nu-și dau seama că îi influențează pe copil, sunt orbiți. Deci poate celălalt care a plecat în situație de divorț este rău pur și simplu. Este un partener rău, este un părinte rău, pentru că relația de cuplu a ieșuat. Ok, da, asta nu este, să zicem, 100% echivalent cu vreau ca acest părinte, soțul meu fost sau soția mea fost, să se dispară total din viața copilului. Și există situații în care îl atragi pe copil de partea ta împotriva celorlalte, efectiv, fără să vrei. Dar asta și în definiția legală, în esență, comportamentele să fie intenționate ca să avem o situație de înstrăinare părintească, în sens juridic. Deci, există situații în care aceste lucruri se întâmplă din culpă, ceva de genul acesta. Și au fost situații în care o simplă discuție între părinți, în fine, mai conflictuală sau mai puțin conflictuală, a dus la îmbunătățirea situației. Dacă este o situație de înstrăinare părintească reală, deci unul dintre părinte efectiv și-a pus asta în minte, celălalt este suboptim și nu trebuie, mai trebuie copilul să stea cu el, aproape sigur se va ajunge la instanță. Și mai departe, ce se întâmplă în instanță? Sunt niște termene, sunt situații în care pot să apelez la o ordonanță prezidențială, cum a fost în cazul meu și atunci, în maxim 6 luni, dar noi a durat puțin mai mult, că au fost niște probleme cu domiciliu. Acum durează și mai puțin, da. Durează și mai puțin. Dar noua lege, care a intrat în vigoare în mai a 6 lege 123 pe 2024, stabilește un termen maxim de 30 de zile de soluționare a ordonanțelor.
prezențială, 30 de zile. 30 de zile. Da, bine, între noi ce vorba, au fost deja introduse destul de ordonanțe prezențiale pe această legislație, termenul nu se respectă întocmai, dar instanțele încearcă realmente să le soluționeze mult mai repede decât se întâmplă până acum. Adică ordonanța prezidențială a devenit într-adevăr o cauză care se judecă cu celeritate. Deci, față de situația anterioară, unde tot cu celeritate trebuia să judece, dar așa cum a spus și dumneavoastră, termenele uneori sunt foarte lungi. Deci acum, în esență, te poți aștepta că din momentul în care întorci cele de ordonanță prezidențială, într-o lună, două, trei maxim, să ai o hotărâre judecătorească care să reglementeze niște măsuri ca să nu mai facă posibilă pe mai departe situații de semnare părintească, într-o formă sau alta. Asta trebuie să spunem, de ce se apelează de cele mai multe ori rapid la o cerere, la o ordonanță de prezidențială, este pentru că se poate soluționa într-un timp foarte scurt un program. Exact. Atunci când celălalt nu are sau cum sunt programele libere, în care hai să lăsăm la latitudinea copilului, hai că ne înțelegem noi, hai că... Și mai mult decât asta, instanța poate să stabilească amenzi pentru nerespectarea programului. Sunt niște măsuri asiguratorii, să numesc. Exact ca și amenziile de circulație. Dacă treci pe roșu, vei plăti o amendă. Cam așa și aici. Instanța poate să stabilească de prin hotărâre judecătorească. Ok, tu, părinte care nu mai locuiești cu copilul, părinte nerezident, ai următorul program. Iar dacă celălalt nu se respectă programul, obstrucționând programul, inclusiv prin manipularea copilului, este sancționat financiar pentru fiecare zi în care nu respectă programul respectiv. Și asta este o metodă de constrângere extrem de eficientă. Mai ales că amenziile pe noua legislație sunt extrem de mari. Adică vorbim de orice program de relații personale, odată ce nu este respectat, duce la amenzi de mii de lei pe lună. Adică sunt catastrofale amenziile respective, sau mai multe, pentru că sunt procentuale. Procentuale din veniturile celui care nu respectă programul. Deci, astea sunt modalități foarte concrete. Sunt cele mai eficiente, în esență, astea financiare, sunt modalitățile de constrângere a unui părinte care strânează să-și oprească comportamentul. Să țină de cuvânt și să încerce să susțină curățată pe celelalte. Fără amenzi, există tot felul de tipuri la care se poate apela. Adică, ok, chiar dacă, să zicem, am un program de relații personale și instanța mă obligă să-l respect, eu pot doar să mă prefac la respect și dacă nu mai apelez la opinia copilului care nu vrea la celălalt părinte. O să mă prefac că nu înțeleg în care săptămâni e programul. O să mă prefac că n-am știut când începe programul. O să mă prefac că... Adică pot să găsesc orice fel de tertipuri. Orice nu este foarte bine specificat în programul de relații personale, pot să încerc să-l folosesc în așa fel încât să-i creez celălalt probleme și dificultăți concrete. Poate să fie interpretat la fiecare. Da. Fiecare poate să interpreteze cum... Da, amenziile respective sunt foarte bune. Acolo nu mai e nimic de interpretat. Și după ce se stabilește un program, lucrurile cumva se așează și după aceea se rezolvă. Dar copilul are nevoie de un suport, de un ajutor, de un de la protecția copilului sau de la un terapeut care este găsit probabil de judecătorie, de tribunal, de... Corect, da. Prin nouă legislație, în esență, instanța poate să stabilească direct prin hotărâre obligația părinților de a participa împreună cu copilul înstrăinat la consiliere psihologică. Și acolo dispune măsuri. Cine alege psihologul, cine susține costurile acestei consiliere psihologice. Această măsură, care este obligatorie în cazul în care se constată înstrăinarea părintească, exact asta este menirea ei. Nu este suficient să constrânge unul dintre părinți să respecte un program, trebuie într-adevăr să-și repară în relația copilului cu părintele respectiv. Da. Pentru că aici se dezvoltă armonios în viitorul adult. Și ai cu parte de amândoi părinții până la urmă, într-un normal, da. Adică... Dar sunt și situații, că au fost niște cazuri, chiar și de grupul unde suntem noi, eu în mod special, pentru că primesc mesaje zilnic, foarte multe mesaje de la ei, cu mulți părinți care au primit această hotărâre. Da. Dar care nu este respectată de celălalt părinte. Și nu este respectată chiar dacă merge poliția acolo cu părintele și nu este dat copilul. Sau sunt închiși în casă. Sau, mă rog, părinte, am văzut și copii care strigau peste gard că nu vrem să mai venim la mama. Astea sunt situațiile reale din străinare, când copilul e agresiv. Uneori devine copilul agresiv și fără prezența părintelui care înstrăinează. Adică manipulează de profundă, încât copilul poate fi lăsat singur să-și exprime părerea, nu mai are nevoie de timpul de ghidare. Da. Sunt multe situații. Am avut multe situații de audiere în fața instanței. Deci copilul care vine și discută cu un judecător, evident părinții nu sunt prezenți. Este un mediu în care părinții efectiv nu au nicio influență. Discuția cu judecătorul se poate... Un mediu curat. Și acolo copilul vine și spune tot felul de bazahone. Nu vreau să mă duc la părintele respectiv pentru că ce-am zis mai devreme, tot felul de motive din astea absolut superficiale. Bun, pe vechea legislație, într-adevăr, era destul de complicat de pus în executare, scrită un program de relații personale când copilul refuza programul. Ah,
Așa, la asta vreau să vă spun. Eu nu sunt, nu mă lovesc de asta, dar am auzit că... De ce se întâmplă? Ok, dacă ai un program de relații personale și copilul refuză, cum face evaluarea, adică cum face de fapt un executor judecătoresc, el conduce executarea silită, cum face el diferența între un copil care refuză să meargă la părintele respectiv din motive justificate sau un copil manipulat? Nu are cum. Adică un copil care este manipulat, în esență, o astfel de situație echivalează cu obstrucție din partea părintelor la care locuiește. Obstrucție de respectare a programului. Da. Ceea ce ar produce tot felul de consecințe penale, civile, mai severe la adresa lui. Dar executorul nu avea cum să facă diferența. Copilul zicea, nu vreau, și executorul cum verifica. Și într-o astfel de situație, pe legislația anterioară, mă rog, ea e care e în vigoare și acum, de fapt, doar că ar trebui să nu se mai aplice întotdeauna, executorul intra într-un șir lung de monitorizarea programului de relații personale, de evaluare a situației copilului împreună cu serviciile de protecție a copilului și de-abia după aia eventual stabilire de penalități, amenzi și așa mai departe. Pe procedură care a durat foarte, foarte, foarte multă vreme, unde, într-adevăr, în afară de executor, nicio altă instituție nu are atribuții directe și clare. Poliția nu are oricum, protecția copilului are atribuții limitate, doar la solicitarea executorului, în fine. Și poliția de obicei reacționează în funcție de domiciliu unde este copilul. Poliția cum e chemat de obicei în gola? Că poliția efectiv nu are atribuții. Deci, dacă noi acum chemăm poliția pentru că ne deranjează vecinul de sus, poliția va veni. Deci obligația lor este să se prezinte în toate situațiile. Deci dacă eu chem poliția acum, doamne, mă amenință că mă bate. Poliția se prezintă. Okay? Asta nu înseamnă neapărat că au și atribuții să facă ceva. Și posturi pot lua. Niciuna. Deci poliția nu este organ de executare silită. Niciun e hotărât judecătorie și poate mai puțin la unor măsuri de ajutare la vinovă. Asta nu știam. Pe bun, deci dacă vine, deci ok, copilul ar trebui să fie la mine în program și celălalt părinte nu mi-l dă. Chemașul poliției nu rezolvă nimic. Poliția nu are cum nici măcar să intre în casa respectivului părinte și cu atât mai puțin să-l întrebe pe copil ce își dorește sau să-l ia pe sus, sau adică nu ce treabă. Ei sunt acolo pur și simplu că cineva i-a chemat și ei se vor prezenta. Asta face executorul. Da, executorul judecătoresc. Varianta, pe varianta actuală a legii, avantajul este că executorul nu mai execută opinia copilului. Okay? Adică pe executor nu mai interesează dacă copilul refuză sau nu programul de relații personale. Asta e sensul legii. Dacă copilul refuză, odată ce s-au stabilit amenziile respective, executorul automat execută o sumă de bani, adică amenda la adresa părintelui respectiv. Așteaptă 3 luni de zile, vede exact în câte zile nu s-a respectat programul, se face un calcul matematic, se duce în instanță, solicită aplicarea amenzii totale. Adică pe executor nu mai interesează ce părere are copilul, pentru că prin ipoteză, odată ce sunt stabilite aceste amenzi, faptul că minorul refuză, copilul refuză, a fost deja luat în calcul de un judecător și s-a stabilit că e o cuminostările părintească. Deci executorul trebuie să mai verifice opinia copilului. Asta este logica reglementării. Am înțeles. Pur și simplu executorul execută bani, ceea ce este mult mai simplu. Dar și mai execută mutarea copilului sau scoaterea lui din casă pentru a fi dat celuilalt părinte? Nu are sens să facă asta. O stânge financiar pe celălalt. Dacă există amenzii respectiv, o hotărâre. Și dacă nu sunt plătite și nu sunt... Păi de asta le execută silit. Nu știu, se poate demonstra, am văzut în anumite situații, în care respectivul părinte nu are pe numele lui case, mașini, salarii. Și atunci, nedeținând nimic, nu poate să-l constrângă. De acord că există și situații în care, să zicem, constrângerea asta financiară nu poate să aibă succes, pentru că, într-adevăr, părintele respectiv are niște resurse, niște resurse financiare care nu pot fi executate silite. Și asta eu discutam și la Camera Deputaților în momentul în care legislația asta era în dezbatere, exact aceeași problemă. Întotdeauna vor exista cazuri limită, în care modalitatea stabilită de noua legislație nu va fi eficientă. Dar pentru mare, mare, mare majoritatea situațiilor, părintele respectiv va obține venitul, părintele respectiv va avea bunul pe numele său, părintele respectiv va putea fi sancționat financiar eficient. Deci singura constrângere financiară. E cea mai eficientă și cea mai rapidă. Nu se folosește niciodată constrângerea de mod, știi, s-a terminat programul, acum trebuie să fie copilul la celălalt părinte, de la ora asta trebuie să-l ia. Mm-hmm. Și vine părintele la ușă să ia copilul și nu-i se dă. Da, asta, da, pe un scenariu pe care am discutat, asta automat activează o amendă, amenda pentru ziua de nerespectare a programului. Și asta mai târziu va fi executată, se impusă în sarcina părintelui care nu respecta programul. Rămâne, oricum, pentru executor, rămân și celelalte variante, de exemplu, monitorizarea cu protecția copilului sau calea penală. Deci, legislația, cum îi spuneam anterior... Pe departe se poate ajunge într-o situație de genul ăsta? Pe partea penală sau da. Pe partea penală? Pe partea penală există condamnări la închisoare cu executare pentru nerespectarea măsurilor privitoare, deci pentru situații de alienare parentală. Există mai multe hotărâri de genul ăsta, ele sunt
puține numeric față de numărul de plângeri care se formulează. Pentru că este la început totul și pentru că e un mecanism care încă se dezvoltă și care... Nu? Da, eu nu sunt un foarte mare adept al procedurilor penale pe zona asta. În primul rând pentru că durează mult și pentru că întreaga procedură nu e de unui terț, adică al procurorului care instrumentează cazul, ca și cum pot eu mâine să încep o cercetare penală în instanță, un dosar penal în instanță împotriva cuiva. Întrebam în situațiile foarte grave de alienare parentală și de obstrucționare a... Da, există această variantă. Deci avem, există multiple hotărâri de condamnare pentru situații de alienare parentală, fie sub infracțiunea de nerespectare a măsurilor privitoare la minor, fie sub infracțiunea de retratamente, infracțiunea de retratamente fiind mai severă ca și regim sancționator. Și există situații de genul ăsta. E ultima hotărâre pe care mi-a transmis-o un client de mai demult, e o situație în care unul dintre părinți înscenase o situație în care copilul povestea cum ar fost abuzat sexual de celălalt părinte ca modalitate de îndepărtare a părintelui respectiv. Wow. Și s-a ajuns până la urmă la condamnarea penală a părintelui care a scenat povestea asta, dar toate lucrurile s-au durat foarte mult timp. Da, pentru că trebuie să demonstreze. Care a fost cel mai, nu știu, grav caz pe care l-ați întâlnit sau cel care v-a șocat cel mai mult în cazul acesta de alienare parentală, de înstrăinare părintească, cum traducem noi, că sunt avocați care nu înțeleg termenul de alienare și atunci îl folosesc pe cel neauș. Da, dosarele sunt în general confidențiale, nu pot să dau foarte multe detalii despre niciun client. Generic vorbind, unul dintre cazurile cele mai severe este, sau cazurile în general cele mai severe, că nu este să zicem doar un singur, sunt cazurile în care pe fondul unei situații de înstrăinare părintească, copilul începe să aibă probleme de comportament semnificative, de la automutilare și până la ideație suicidală, uneori și pusă în practică. Deci, pe fondul acestor neînțelegeri se poate ajunge foarte departe. Încă o dată, înstrăinarea părintească e o traumă severă, deci nu e jucărie. Copilul respectiv pare că este bine. Pare că deține controlul asupra familiei. Pare că părintele cu care se aliază îi face toate poftele și atunci copilul e foarte relaxat să facă de toate. Dar, în realitate, conflictul dintre părinți, eforturile celorlalți părinte de a se implica în viața copilului, menghina asta emoțional în care copilul până la urmă se află, că e ok, afișat are comportamentul ăsta, pleacă de aici, mai vreau la tine. Da, el în interiorul lui a păstrat sentimentele de afecțiune pe care le avea față de părintele respectiv. Nu are cum să le dea la o parte de părintele lui. Exact. Și atunci această menghine emoțională în care copilul se află, în funcție și de personalitatea copilului, de intensitatea alienării, de durata acestor probleme, nu poate. Sunt destule dosare de ale mele în care nu poate. Copiii au ajuns la acte de automutilare și inclusiv, da, ideea este suicidală. N-a murit nimeni în fericire, dar dintr-un miracol. A fost o situație, țin minte, că am fost prezentă la un grup unde ne-am... Artemis se numește grupul care cumva ajută și sprijină oamenii aflați în dificultate și ajută inclusiv cu sfaturi, pentru că pe grup se vorbește destul de mult. Eu nu asist la toate discuțiile pentru că nu pot să le țin și nu sunt foarte multe probleme acolo. Dar știu că a fost un părinte chiar îmi povestea și că a murit. Da, cazul domnului Turcu, despre cazul ăsta pot să vorbesc, e public aici. Domnul Turcu, acolo, Mătălin Turcu, fiul domniei sale, era implicat într-o astfel de situație, de alienare parentală, și a decedat într-un accident auto, noaptea târziu, prin București, în condițiile în care îi se oferea ta libertate din partea părintelui care era străina, care era mama. Asta este povestea pe scurt. Adică, pe fondul conflictului, poate copilul cumva avea libertate totală. El era cel care controla familia, pentru că mama lui avea tot interesul să-i facă poftele, să fie libertină cu el, ca să îl țină aliat împotriva tatălui periculos. Și atunci, pe fondul acestei libertăți excesive, copilul respectiv a păsit în... E o tragedie și în toată familia respectivă. De ce sunt copilul respectiv? Deci, sunt exact ca și situația asta cu... Cum a fost anul trecut la 2 mai cu copilul acela la pas cu care a intrat și a omorât niște tineri. Și acolo toată lumea a criticat proastă educația părinților. Da? Pentru că acel copil conducea mașina de fița tatălui și avea, conform poliției, foarte multe droguri în sistem și a ajuns să omoare niște oameni. Da, este un caz extrem de cunoscut. Bun, exact. Cazul Vlad Pascu. Acolo toată lumea înțelege că, de fapt, felul în care acel copil se comportă este rezultatul creșterii, cum ar fi fost ea părinților, să-i valorilor pe care părinții le-au indus acelui copil. Este exact aceeași situație și la străinare părintească, doar că acolo părinții sunt în conflict. Dar nu este nicio diferență. În ambele situații, părinții, sau cel puțin unul, la străinare părintească, îi transmite copilului astfel de idei. Da? Tu ai dreptate în ceea ce faci, opinia ta contează întotdeauna, buna ta dispoziție și fericirea ta sunt singurul lucru care contează. Astea sunt lucruri naturale într-o situație de străinare părintească. Te repet, vrei să-ți ții copilul aproape, vrei să-ți ții aliat, nu vrei să realizeze cumva cu celălalt.
Există această, cum ar zice în engleză, arms race, cursa în armării, se face în copilului pe plată într-o situație de strânare părintească. Da, și din păcate copilul ajunge la depresie, ajunge la automutilare, ajunge să... Poate să ajungă și aici. Adică, poate să ajungă, poate să ajungă foarte departe, pentru că de multe ori ajunge să fie duplicitar, să aibă un alter ego pe care îl schimbă în funcție de moment și în funcție de părinte și... Jocul ăsta al personalităților în care intră copilul poate să nu aibă o limită, să nu mai vedeți. Adică să meargă atât de departe cu chestia asta încât să nu mai facă diferența între real, între cum ar trebui să fie el ca persoană, ca personalitate, să fie natural și sincer, încât ajunge să fie doar o umbră a unui părinte. Că asta tot folosesc, mi se pare că este umbra părintelui care alienează. Și asta duce pe copil în niște situații din care nu mai poate să iasă. Adică sunt copii care se schimbă și se maturizează foarte mult, chiar și de la vârste fragede, pentru că trebuie să ia niște măsuri, ei cu ei, și ei decizând niște lucruri atât de grave pentru ambii părinți. Pentru că chiar și părintele care, și alienatorul, și cel care ajunge să sufere pentru că nu are... acces la copil, sunt doi pioni, iar săracul copil este undeva în mijloc. Și din păcate lucrurile astea ajung să se soluționeze la un moment dat, copilul ajunge să redevină cel de dinainte. Depinde de situația de înstrânare părintească. Dacă e o situație temporară în care în câteva luni de la separare lucrurile revin la un fel de status quo în care ambii părinți sunt implicați în viața și creșterea copilului, copilul nu va resimte mai mult decât resimte orice copil o situație de separare a părinților. Adică nu va exista o problemă suplimentară. Dacă situația de înstrânare părintească durează cu ani, fără să se intervină, fără să se poată lua măsuri eficiente, lucrurile degenerează și în general relația copilului cu părintele respectiv poate se va relua sau se reia atunci când copilul devine adult și scapă de sub influența părintelui alienator. Și atunci realizează că, de multe ori mi se spune și așa, și aud, copilul oricum revine la mamă sau revine la tată. Sau copilul oricum își dă seama la un moment dat când ajunge să se maturizeze, care e diferența? Nu, corect. Deci copilul atât când ajunge matur, nu mai e un copil, e un adult și da, poate să realizeze cu mintea unui adult ce s-a întâmplat. Dar ideea că poate să revină, nu, în practica mea, există și niște literatură de specialitate psihologică pe zona asta. E foarte greu oricărui copil sau oricărui tânăr adult sau chiar și adulților de vârstă mai înaintată să se nege pe ei la modul acesta. Că, în esență, ce expectanță am avea? După ce a fost ani de zile alienat și după ce ani de zile a trăit un fel de minciună, pe care el însuși, la care el însuși a fost parte, adică el de bună voie cumva, e adevărat manipulat, dar de bună voie s-a dus și a dat celorlalți părinte peste nas, de bună voie s-a comportat obraznic și agresiv. Da? Deci după ani de zile de astfel de comportament, odată ce ajunge copilul respectiv tânăr adult, expectanța ar fi că el cumva se neagă pe el însuși. Își neagă propria copilărie, își neagă adolescența. O astfel de autocritică nimeni nu este în stare să-și o facă. Și nici nu e bine, chiar e bine să nu ți-o faci, pentru că unde ai mai rămâne psihologic dacă ți-ai dat foc cu totul la valiză, emoțional vorbind. Dar mulți s-au apucat de psihologie, sau la facultate, sau au încercat să înțeleagă niște probleme pe care le au ei în mod real. Da, corect. Dar ideea e că nu. Poate vei recunoaște în sine ta că ai greșit și mai departe, dar ideea de a te nega pe tine și de a o lua de la zero cumva, asta nu e posibilă. Nimeni nu se poate sinucide emoțional la modul ăsta, ca să zic așa. Nu se poate nega la modul ăsta. Trebuie să te accepți așa cum ești. Atunci asta și presupune un fel de... Ok, poate reiau relațiile cu celălalt părinte, da? Poate reîncep o discuție cu el, vreau să fie camaradul meu, vreau să-l implic în ce fac eu acum ca tânăr adult, poate am o tânără familie și nu știu ce. Dar nu voi putea niciodată să spun și ceva, da, am greșit. Și am discutat cu foarte mulți părinți care au fost în situații de alienare parentală rezolvate. Copiii nu e ca și cum. Copiii intră în remisie, cum se spune. Adică reîncep să aibă o relație normală. Dar niciodată nu vor veni să spună, dragă mamă, aia 3 ani de zile să știi că am greșit total și că m-am comportat cum m-am comportat. Asta nu se întâmplă. Și tu dacă nu se întâmplă, există acea înțelegere non-verbală sau o legătură care se creează și se reia după foarte mulți ani. Am observat, inclusiv terapeuta cu care... Relațiile se reiau. Părintele se reiau, dar trebuie să gândesc la copil, nu la sine. Știți? Adică copilul a revenit bine, că a revenit bine, că am o relație normală. Nu mai contează ce a fost în trecut. Exact, da.
Există relații de înstrăinare părintească într-o relație de căsătorie? Adică înainte de... Să nu existe divorț. Există cumva situații în care într-o familie sunt... Tehnic imposibil. Tehnic imposibil. Da, adică trebuie să ajungă, e clar că se ajunge la divorț ca să ajungă la o situație în care încerc să îndepărtez. Sunt anumite familii în care, felul în care funcționează dinamica de cuplu și dinamica asta parentală, face ca unul dintre părinți să nu fie foarte implicat. Pur și simplu, să nu fie foarte implicat. Părintele respectiv nu este însă înstrăinat în sensul legii sau alienat în sens psihologic. Pentru că nu există intenție din partea nimănui ca acel părinte să fie îndepărtat de cu adevărat. E pur și simplu felul în care funcționează familia respectivă. Ca să nu o situație de alienare parentală, trebuie să existe un conflict. Sau o situație de înstrăinare parentală, trebuie să existe conflict. Pentru că altfel... Și sunt familii de genul ăsta. Deci, cred că sunt familii în care unul dintre părinți, deci mama, da? Este părintele care se ocupă practic 99% de creșterea și educarea copilului. Dar nu e o chestiune poate fără acordul soțului. Da. Da, este o chestiune asumată, așa funcționează familia respectivă. Copiii vor avea o relație destul de diluată cu părintele celălalt, cu tatăl. Dar nu e o semnare părinte aspectul ăsta. Este o chestiune pe care toată lumea și-o asumă. Iar s-a terminat? Nu. Dar ne apropiem de final. Da. Ne apropiem de final. Eram într-o idee și era importantă. Am depășit mult timp. Nu, la 4 jumate de ieșim. Mai avem 10 minute. Începem la 3 jumate și terminăm la... Deci, în principiu, aceste situații de alienare parentală apar în urma unui conflict dintre părinți. Nu prea... Și se întâmplă când, într-adevăr, un copil este mai mult, crește mai mult cu mama sau cu tatăl, atât timp cât celălalt părinte se ocupă, probabil, de aducerea banilor în casă sau de pleacă în străinătate, să zică, muncește și nu prea este foarte aproape de... Este corect. Da. O situație de alienare parentală în care părintele înstrăinat, părintele alienat, nu are absolut niciun rol, nu e posibil. Nu. Într-o relație nu, pentru că în relația respectivă, unul are nevoie de celălalt ca să supraviețuiască, ăla are nevoie de banii celuilalt, iar celălalt are nevoie de, cumva, familia și casa. Și atunci când se rupe și există acest divorț, această rupere de unul de față de celălalt, unul vrea să se răzbune pe celălalt prin copil. De cele mai multe ori se folosește principiul răzbunării și nu prea mult, și de multe ori se folosește principiul ăsta, știi, eu tot timpul am fost, știu ce să fac, știu ce e mai bine pentru copil, tu nu știi, tu nu te pricepi, n-ai ce să cauți nici copil. Băga. Nu te băga. Da. Și oricum când ajungi, treci de partea asta, te folosești de principiu, copilul oricum știe el să ia decizii, chiar dacă are 8 ani, 10 ani, 5 ani. Tot este în într-adevăr, se valorizează foarte mult opinia copilului. Deci totul mai înțelege copiii, cum să zic? Ca niște oameni maturi. Da, exact. Deci, copiii cresc, copiii cred de Moș Crăciun, da? Adică, pe bune, la modul sincer. Copilul nu îi se permite să semneze contracte în mod valid. Nu le permitem copilul să-și facă tatuaje. Nu permitem copilul o grămadă de lucruri, pentru că înțelegem că, de fapt, ei nu au proprietatea deciziilor pe care le iau. Că majoritatea copilului nici măcar nu înțeleg ce înseamnă trecerea și curgerea timpului. Dacă îi spui unui copil de 14 ani, eu am 40 de ani. Pentru el 40 de ani, cum să zic? Da. N-au niciun fel de noțiune a timpului. N-au foarte multe noțiuni. Bun, și toți adulții înțelegem chestia asta. Dar cumva când vine vorba de alegerile astea personale, și mai ales într-o situație de înstrăinare părintească, părintele care înstrăinează va da mega, foarte multă, imensă valoare opiniilor copilului, ca și cum opiniile respective sunt începutul și sfârșitul, alfa și omega. Deci. Dar mai există și varianta de frică. Este constrâns prin acest fenomen, în care copilul este frică, pentru că stă mai mult, pentru că are anumite nevoi și are nevoie de acel părinte, sau pentru că acel părinte se impune și este atât de ferm, încât nu-i permite copilului libertatea să gândească și să aleagă singur. Există și această variantă. De obicei, în părinții moderni din 2024, care sunt părinți care strenează, nu folosesc frica. Folosesc hiperdemocrația, hipernegocierea. Deci au un stil parental extrem de libertin. Valorizează foarte mult ceea ce copilul vrea. Îl ghidează extrem de puțin. Îl ghidează din spate, fără ca el să conștientizeze. Da, în sensul că... Îi induce anumite... Da, se aliază cu el, făcându-te poftele din general. Dar este și varianta cealaltă, în care părintele este foarte strict, foarte sever și atunci, uite, eu am un program foarte clar, foarte ferm,
tu nu ai un program foarte ferm, eu știu să-l monitorizez, eu știu să, să fiu un părinte perfect, pentru că atunci când ești un părinte perfect, ai niște reguli. Se presupune că părintele perfect știe exact când ți-ai dat de mâncare, știe exact când se încălce să ducă la școală, ți-ai dat tratamentul. Și există un singur fel de reguli, numai regulile alea. Alte variante nu sunt. Și dacă vorbești prea mult cu celălalt părinte, e că te ceartă. Nu. Și celălalt părinte trebuie să vorbească cu el. Și celălalt părinte trebuie să-i explice anumite lucruri. Da, când asculti un astfel de părinte, te și miri că alți copii, în afară de copiii lor, ajung totuși să fie adulți, ajung să crească. Doar părintele respectiv știe regulile corecte, dar el nu vorbește decât cu propriul copil, ci el alți copii ce s-o face toți. Deci regulile corecte nu există. Există reguli care să-i facă bine copilului și creșterii lui emoționale, dincolo de o creștere perfectă și armonioasă din punct de vedere culinar, de sănătate, de timp petrecut, de mers în parc sau ceva, există și această dezvoltare a copilului pe partea emoțională de care are nevoie și de-aia are nevoie de ambii copii, de ambii părinți, ambii părinți cu bune și cu rele, fiecare contribuie la dezvoltarea lui, pentru că părinții sunt, și noi avem o moștenire genetică, nu suntem perfecți și venim cu problemele noastre, dar copilul trebuie să învețe din tot ce oferim noi și trebuie să treacă, să aibă un parcurs în viață, astfel încât să ajungă un adult cât se poate de, să zic așa, dezvoltat și nu neapărat să treacă prin depresii și experiențe nefavorabile, ci un adult conștient care realizează ce se întâmplă lui, în jurul lui, nu fiind împins de la spate. Da. N-am avut întrebări. Pot să fiu interesant, nu așa de capul nostru. Să știți că dacă vreți să ne puneți întrebări, puteți să ni le trimiteți pe adresa de mail, nu am primit aici, în mesaje și pot să le trimit către domnul avocat în măsura timpului pe care l-are. Putem să revenim la acest subiect dacă vă interesează. Putem să discutăm mai multe și dacă aveți anumite probleme și direcții, eu zic că am vorbit destul de general și vă puteți culege informațiile esențiale ca să vă ajute în problemele, dacă le aveți. Sper eu să nu și totul să fie foarte bine și fiecare dacă poate să-și rezolve problemele singur cu ajutorul prietenilor sau ale Doamne, bine, Doamne, inspiră. Am și avocații și ei familie, nu trebuie să lucreze, trebuie să luăm un dosare și în instanță, cum adică? Și sunt foarte multe dosare, bănuiesc că aveți din ce în ce mai multe dosare. Eu sper să nu fie foarte multe, dar din păcate suntem într-o perioadă în care oamenii funcționează într-un fel și mulți funcționează distrugându-și poate propriul copil, fără să vrea, punându-l într-o situație destul de proastă în fața celuilalt părinte și celălalt părinte nu știe cum să reacționeze. Și atunci există această stare conflictuală care teoretic n-ar trebui să existe pentru că suntem oameni maturi și eu suntem într-o societate modernă. Teoretic. Dar este imposibil atâta timp cât există gelozie, răutate, invidie, egoism, narcisism și alte lucruri. Da, mă bucur că ați venit. Mă bucur că ne-am văzut, a fost o primă întâlnire. Dacă vreți, ne mai reîntâlnim. Dacă nu și aveți toate informațiile, mergeți mai departe, pot să vă las și numărul de contact a domnului avocat Dorbecheanu, astfel încât să puteți să dialogați în mod direct. O să-l las mai departe în mesaj sau cum? Mulțumesc, sigur. Deci, cum ce să popularizeze legislația? E important ca oamenii să știe de ce se pot folosi pentru a avea o viață bună. De acord. Avem o întrebare acum la final. Se decadea studia. Nu. Legată de cum putem trece ca tați peste preconcepțiile instanțelor. Încercăm amândoi un răspuns, fiecare din perspectiva lui? Da. Eu cred că nu există noțiunea. Adică, într-adevăr, în instanța din România, mamele sunt, copiii sunt dați către mame. Mamele sunt mai favorizate. Întotdeauna se întâmplă chestia asta, de cele mai multe ori, dar și tații au situațiile lor. Eu nu prea cred foarte mult în zona de mamă și tată, pentru că suntem într-o societate modernă în care foarte mulți tați se ocupă de copiilor și foarte multe mame pleacă și muncesc sau n-au timp sau pur și simplu abandonează căminul. Sunt situații în care cred că judecătorul trebuie să țină cont de povestea fiecărei familii.
Dumneavoastră, cum simțiți acum? Sunt două lucruri de spus aici. Deci, în primul rând, există o prejudecată în favoarea mamelor, dar este mult mai diluată decât par la prima vedere. Adică dacă doar tu uiți pe statistici, vezi că, nu știu, în 85% din cazuri, copiii stau cu mamele lor după divorț. Ceea ce e corect, doar că din acele 85% din cazuri, în câte dintre ele tații au emis pretenții? În foarte puțin. În mare majoritatea situațiilor, tații nu emit pretenții. Tații sunt de acord ca după divorț copiii să rămână cu mamele. Deci acolo nu este o chestiune, să zicem, contradictorie, unde judecătorul să poată să-și exprimă prejudecată sau nu. În situațiile litigioase, efective, deci în care și mama vrea și tatăl dorește locuința copiilor să fie la ei, proporția în favoarea mamelor este mult, este puțin peste 50%. Nu este mult peste 50%. Deci în situațiile poate mai litigioase. Deci există o prejudecată, dar este minimă. Ce aș spune suplimentar, ok, o prejudecată totuși există, deci atunci cum o înlăturăm? Chestiunea se evaluează de la caz la caz, în principiu. E clar că ca și tata e mai multe de făcut să convingi judecătorul cu privire la copil decât mama. Dar sunt chestiuni perfect posibile. Nu este ca și cum nu ai nicio șansă. Dacă tu reușești să arăți instanțe de judecată, că într-adevăr tu ești părintele care te-a ocupat, care te poți ocupa în condiții mai bune, care mai degrabă îi permite celălalt părinte implicare în viața copilului și mai departe, instanțele, în principiu, prejudecata pe care o au nu va fi extraordinară. Ce aș spune este că niciun caz nu reprezintă o strategie eficientă în fața unui judecător să spui ca tată, să spui copilul n-ar trebui, copilul n-ar trebui să stea cu mine pentru că n-ar trebui să stea cu mama, pentru că mama e cumva rea, un părinte suboptim la rândul său, are o problemă de comportament. Deci atacarea mamei nu e o strategie eficientă pentru un tată dacă tu ca și tată vrei ca locuința copilului să fie la tine sau vrei un program de relații personale de o anumită factură. Deci strategia pentru un tată este întotdeauna axată pe tine, pe ceea ce poți face tu, ceea ce poți să-i pui la dispoziție copilului. Critica mamei, sigur că trebuie să zicem să existe dacă e validă, dar trebuie să fie totdeauna o chestiune subsidiară. Majoritatea celor greșesc atunci când se duc în instanță, apropo de prejudecată, și nu fac decât să pun tunurile pe mamă. Mama e în toate felurile. Asta nu e o strategie eficientă și, în general, nici instanțele nu o consideră prea tare. E un sfat foarte, foarte bun. Și mai este o poveste actuală, povestea lui Fotebe, care s-a separat, are copiii la el. Și mama, după câțiva ani, la Luca, am înțeles, nu vreau să merg foarte mult pe tema asta pentru că nu cunosc, dar știu din ce am văzut pe la televizor, mama își dorește din nou să aibă acces și timp cu copiii. După niște povești în trecut care s-au întâmplat, mă rog, este ceva mai complex, dar sunt și situații în care copiii rămân la tați în funcție de povestea relației, situația concretă. Așa că important este să luptați pentru ce considerați și ce credeți, atâta timp cât vă iubiți copilul și cât considerați că puteți să-i oferiți ce are nevoie. Nu mai sunt întrebări, asta a fost o întrebare. Andreea ne întreabă, copilul de 13 ani nu mai dorește să meargă la părintele nerezident deoarece se simte abuzat emoțional. Tatăl nu trece peste divorț și îl împovorează pe copil. Tatăl acuză cu proces de alienare. Și cam atât. Nu e tocmai o întrebare, Andreea, dacă poți să fii puțin mai specifică? Da, cred că înțeleg întrebarea. Ce pot să fac? Ce pot să fac? Da. Eu pot să explic tehnic. Ce cred ca să fie o situație de înstrenare părintească? Încă o dată, refuzul copilului este unul dintre elemente, dar celălalt element este faptul că opinia copilului este justificată sau este disproporțională. Dacă, într-adevăr, opinia copilului este proporțională cu ce face părintele nerezident, atunci, în principiu, dosarul se va împotmoli, dosarul va arăta, în esență, că tatăl este cel care are problema acolo. Dar limita de interpretare este, încă o dată, una relativ subiectivă și depinde de un adult. Faptul că copilul are o anumită neplăcere a merge la părintele respectiv, dacă neplăcerea respectivă, poate prin filtrul unui adult, nu este serioasă, motivul nu este serios. Nu este serios. Am mai dat exemplu și mai devreme, dar mai am astfel de exemple, inclusiv copii de vârsta aceasta, da, adolescenți. Da, Andreea, dar la 13 ani totul este puțin mai complicat, pentru că se schimbă pe sistem hormonal, fiecare copil devine destul de greu de gestionat. Da, am un caz concret acum, în contemporanitate, în care copilul, în esență, este perfect în regulă cu părintele nerezident, uneori, și alteori este complet opus părintelui rezident complet. Da? Acolo se produce un soi de alienare parentală, în sensul în care părintele nerezident nu se face responsabil de nimic. Părintele rezident clamează. Copilul nu vrea pe motive justificate, care ar fi la nimeni nu știe. Deci așa se evaluează aceste lucruri. Eu, ca și adult, consider că
faptul că minorul nu vrea să meargă la celălalt părinte este valid sau nu, în funcție de asta decide. Dacă copilul se dă cu fundul de pământ că nu vrea să meargă la părintele celălalt, dar motivele sunt superficiale, este datoria mea să-l împing de la spate. Efectiv este datoria mea să-l împing de la spate. Dacă motivele nu sunt superficiale, sunt serioase, obiectiv, la bunul simț comun, atunci e în regulă. Asta e, fac scut în jurul copilului și încerc să lucrez cu celălalt părinte cât o înțelege, să-și modifice comportamentul, cât o putea. Dar dacă motivele nu poate sunt superficiale, dacă într-adevăr am binele copilului în minte, trebuie să-l împing de la spate, trebuie să-l conving, nu cu blândeții, dar deci nu e vorba aia, pleacă mă la celălalt, nu despre asta vorbim. Dar trebuie copilul determinat să meargă și trebuie să înțeleagă ierarhia de valori și faptul că relația cu unul dintre părinți este importantă și este mai importantă decât chestiuni mărunte, nu mă lasă să mă joc Minecraft sau mai știu ce, da? Da. Cred că Andrei a înțeles despre ce e vorba. Copilul nu trebuie să fie constrâns, dar trebuie, din punct de vedere educativ, să fie susținut, îndreptat către un drum corect. Nu exagerat. Dar în același timp, cred că are nevoie de ambii părinți și ambii părinți trebuie să se susțină reciproc pentru a-i da o educație corectă și pentru a deveni un matur cât se poate de bine pe picioarele lui. Probabil că oricum într-o situație de genul ăsta, o consiliere psihologică, toată lumea nu strică. Deci, dacă copilul simte, chiar dacă eu să-l să eu ca și adult îmi dau seama că copilul are niște motive superficiale. Dar totuși copilul crede în ele foarte tare, cu tărie, cu putere. Și poate într-adevăr și părintele celălalt uneori a exagerat, dar l-a omilit pe copil, l-a denigrat, în fine, a fost prea abrupt cu copilul. Consiliere psihologică ar putea fi răspunsul. Sigur că orice consiliere psihologică, toată lumea trebuie să participe în bună credință, dacă nu degeaba merge. Dar asta e una dintre variantele, să zicem, până se ajungă la instanțe de judecată sau așa mai departe. Dar dacă într-adevăr copilul, în cazul acesta prezentat, are motive justificate, nu știu, eu aș aștepta că mamă, nu știu, dăm o judecată, nu știu, vedem la urmă. Pentru că situația asta de însemnare părintească în coate, judecătorul are două opțiuni. E de acord că e o situație de însemnare părintească sau e de acord că nu e. Și în ambele situații lucrurile se tranșează. Adică după aceea mai pot să mai vin din nou să zic, ok, stai că alienez copilul. Păi am avut un dosar și te-ai dus și te-ai argumentat și instanța a zis că nu e. La revedere. Sau invers. Iar din alea parentală, la fel, pentru că un judecător mi-a zis clar că este. Și mai contează un aspect care cred că e foarte important, avocatul. Depinde ce avocat ai, ca să spună ce să faci, cum să procedezi, pentru că poți să fii într-un caz de alienare parentală, să nu știi cum să procedezi, să ai un avocat care să spună, nu știu, până am ajuns să cedezi și să nu știi cum să mergi mai departe. Și atunci contează foarte mult omul pe care l-ai lângă tine. Trebuie să fie un expert, trebuie să fie un om care să știe și să aibă cumva o istorie în spate. Adică nu poți să ții un avocat de... Da, chiar ar fi un avocat specializat pe domeniul, care la orice altă familie, ca și străinare părintească. Ca la ca la medic. La cardiolog sau la orice altă specialitate, în funcție de problema pe care ai și nu le găsiți. Cam da, pentru că pot fi cazuri foarte grave, puteți să ajungeți să plătiți un avocat care să nu vă reprezinte cum trebuie și să pierdeți un proces de situație de genul ăsta în care ați avea tot dreptul să-l câștigați, dar să nu știți cum să abordați tema sau avocatul să nu știe cum să abordeze tema și să nu ajungeți să prezentați materiale respective, nu știu ce trebuie să prezinți în fața tribunalului, dar important este să aveți o părere de specialitate. Bine, ne auzim. Mulțumesc frumos. Mulțumim că ați venit și că ați acceptat, pentru că e o temă care cred eu că o să